Zăpadă și ger de crapă pietrele, asta anunță meteorologii pentru noaptea de Revelion. Gorjenii care vor să întâmpine anul nou pe străzi trebuie să știe că vor fi minus 19 grade Celsius. În doar câteva zile, temperatura a scăzut cu aproape 20 de grade. Potrivit meteorologilor, această răcire a vremii este cauzată de o masă de aer polar care traversează Europa de Est, așa că gerul va persista și în următoarele zile. Cea mai scăzută temperatură din județul Gorj s-a înregistrat ieri dimineață în localitatea Apa Neagră, unde termometrele indicau nu mai mult de minus 25 de grade Celsius, explică meteorologul din cadrul Centrului Meteorologic Regional Oltenia, Ion Marinică. În următoarele 24 de ore, în Oltenia, vremea se menține deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața, friguroasă în cursul zilei și chiar geroasă pe alocuri, mai ales în subcarpați. Cerul va fi variabil, mai mult senină în cursul nopții, vântul va sufla în general slab, temperatura aerului se va menține scăzută, mâine dimineața așteptăm minime termice între minus 19 și minus 14 grade, izolat chiar mai scăzute în subcarpați, sub minus 20 de grade, iar maximele termice din cursul zilei de mâine se vor încadra între minus 10 și minus 5 grade. Nici anul nou nu vine cu temperaturi mai calde. Același soare cu dinții ne va întâmpina în primele zile din 2015. Abia în primul weekend din anul viitor, termometrele vor arăta temperaturi cu plus. Mâine dimineață, ca și în dimineața aceasta și cea trecută, vor fi cele mai reci dimineți din acest an. În continuare, începând de poi mâine, vremea se va încălzi treptat, extrem de ușor și încet, astfel încât abia sâmbătă și duminică vom simți că temperatura a crescut. Creșterea de temperatură de la o zi la alta va fi foarte lentă, cerul va rămâne variabil, mai mult senin în cursul nopților, vântul va sufla în general slab. Sâmbătă și duminică așteptăm maxime termice între minus 1 și 3-4 grade, iar minimele din cursul dimineților între minus 10 și minus 5, eventual minus 4 grade. Începând de luni, vremea se va situa la normalul până în data de 8-9 ianuarie, când așteptăm din nou primele ninsori din luna ianuarie. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au transmis în cadrul unei conferințe de presă mai multe recomandări pentru perioada de ger, persoanele fiind sfătuite să se îmbrace gros și să nu consume alcool. Persoanele care vor petrece revelionul în piețe publice trebuie să se îmbrace gros, mai ales dacă rămân perioade îndelungate afară. Nici șoferii nu sunt uitați. MAI le recomandă să circule cu o viteză care să nu depășească 30 de km pe oră în localități sau 50 de km pe oră în afara lor, dacă drumul este acoperit cu polei, gheață, zăpadă bătătorită.